Vă salut, broșilor, și mi-am găsit la un nou clip de Mendel Server Tiger Ghost. Eu sunt Taker și de aceasta avem două clipuri într-o prezentare a unui cont super, pentru că v-am întrebat ce conturi vreți să mai aducem pe platforma de Instagram Raven Caparo. Mulți ați spus că vreți conturi pe Tiger Ghost și iată-ne cu un Sura de nivel 115. By the way, Suraul de nivel 75 este încă activ, deci puteți să-l achiziționați, să-l găsiți în clipul precedent. Și pe lângă prezentarea acestui cont forță, avem și un mini case opening cu niște cufere nemere și niște razătoare. Avem 10 nemere și 25 de razătoare momentan. Hai să vedem și norocul la babă. Bineînțeles, chiar dacă nu suntem pe contul nostru, baba este sacră. Am auzit că este clar văzătoare și se pare că suntem cât de cât norocoși. Hai să vedem cu cuferele astea nemere. O să începem cu ele prima oară, după aia o să vedem și damage-ul acestui cont. Și începem cu primul cufăr, din care ne dă o sabie leu cu pagumi de 12, nimic interesant. Al doilea cufăr, din care iarăși nu ne dă nimic interesant. Uite că ne-a dat aici o mânușă a tâlharului de 2 ore. Ok, un scutul tigrului. Băi, nemereu am văzut că a crescut foarte, foarte mult. Și am o vagă impresie că a crescut degeaba, pentru că am deschis 10 acum și nu ne-a dat absolut nimic. Deci gherlă totală. Uitați-vă și voi, un scut titan plus 0, să zicem așa. Asta sunt Taker pe cont, filmez, bro. Nu știu ce Canon aici, dar în fine, deci ne-a dat o gherlă absolut totală din cuferul ăsta nemere. Nu recomand. Ce drept, poate nu recomand eu pe contul ăsta. Mie mi-a dat un dioxid de titan. Da, acum, na, fiecare aiure, respect and dama, te pup, Canon-ul, știu că o să la clipul ăsta, așa că respect. Hai să continuăm cu aceste cufere razator, din care am mai multe pretenții, deci chiar am pretenții. Ia vedem, medie 27, nimic interesant. Din cufere astea chiar am foarte mari pretenții, pentru că pot să dea cufăr carte însuțitor, iar din cufărul ăla carte însuțitor, dacă dă un vânător de 40 de ani, vă dați și voi seama că s-a terminat șmecheria. Mă și gândeam cine naiba să-l acopere pe cine. S-o mai fi dat vreo țeapă pe aici, pe Tiger Ghost. Chiar n-am nici cea mai mică idee despre ce se vorbește, dar Canon-ul este în lași nou în comentarii despre ce era vorba, dacă te vei uita la acest clip. Ia să vedem, deci cartea adevărului odată, niște XP inel. Băi, tot ce vreau eu să văd ar fi un singur cufăr carte însoțitor. Deci chiar ar fi super. Sau ceva cu o medie măricică. Uite, niște frânghii rezistente pe care o să le ținem. Ceva item care vor fi date la acest razator, care nu știu ce tip e, dar mai mult ca sigur trebuie să fie tip 6. Uite aici XP obiect. Medie 6, minus 1. Nu mai panarame de medii. Niciodată nu mi s-a întâmplat și mie să-mi dea o medie 40 de aici. Medie 1. Ia uite, puneam și cureaua plus 0, ce ar fost o 2000 trile. Iar mic interesant, clopotul ăsta cu abilității 12, otrăvită cu abilității 6. Bă, nici măcar un cufăr, carte însoțitor, mă, nimic. Deci gherlă totală cuferele astea. Uite, încă o otrăvită cu medie 17. Dacă era 47, stătea altfel situația. Și na, deci nu știu cum să zic, dar mi se pare. Ia uite, medie 5. Am văzut ce mai fost pe aici, dar nimic. Chiar nimic interesant. Hai să mergem în mapa beta să vedem damage-ul acestui cont. Sper să nu fi uitat parola de la depozit. Ok, n-am uitat parola de la depozit. De la depozit de aici nu mai avem cine știe ce, mai avem niște critici, pătrunderi, atacuri site. Foarte, foarte multe elixiri roșii, după cum se poate vedea. Și aș merge în fermecată, dar nu știu sigur dacă are sens acum. Pentru că ar trebui să găsesc și copacul ăla super, super repede. Hai să vedem totuși. Să avem și noi ceva noroc. Și până găsim și copacul, prezentăm și itemele și alchimia. Deci avem felul următor. Sabie Zodiac plus 9 cu 11% puterea gheții, 6 metri la 6-7, 6 diavolo. Sabie Zodiac destul de bună și scumpă pe serverul Tiger Ghost, adică cred că e peste 200 de bani în momentul de față, o Zodiac plus 9. O armură demonică plus 6 cu 15 vânt, 30 atac. Și foarte multă lume mai stă și în templul Ceau pentru metne de Paște. A, uite mă că...
daunul mi-a dat acum de la ăștia, că am uitat să bag elixirul. E fraier cannon. Aolo, bă, în răsa sunt supărările astea că nu trebuie. Ce țepe, ce tot atâta tam-tam pe metinul ăsta, nu pot să înțeleg. Deci, armura asta demonică pentru vânt. Coifu, 20 ori și 20 diavol cu daunele cresc la punctele mai mici de rang. Scutan plus 8 cu 20 diavol, 20 ori și 20 bonus XP, foarte frumos scutul ăsta. Croa splitului plus 8. O pereche de papuci de foc plus 6 cu un KPV 2 blocare, 10 critică, foarte bun și ăștia. Lordo Chao, ia uite mă că avem și Lordo aici. Hai să vedem dacă putem să-l batem, sper să avem și niște full-uri pe la noi. N-avem full-uri. Aolea, n-avem full-uri, s-ar putea să fie destul de complicat, dar hai să activăm și alchimia. Petul avem cu noi și mamă și dăm 18 canel, nu cred că are cum să ne facă. Asta e mă, că de asta stai așa puțin că eu dădeam 18 cada fără iteme pe mine. A, păi ia vină mă tu încoace acum. Uite, 29k. Mamă, păi dăm lui ăsta să sară. Nici nu știu ce e la side event acum. Foi de aur, nu știu dacă e interesant. Set bonus XP. Hai să schimbăm CH-ul aici. Deci o să mai schimb CH-urile puțin. Mă și miram sincer să fiu de ce dădeam așa de puțin, dar la 26k, 30k în boss, mi se pare un damage super, super bun. Nu știu la ce biolog e, trebuie să prezint contul ăsta cu foarte mare atenție, pentru că este un cont destul de bun și destul de scump, adică nu e un cont pe care și l-ar permite oricine, nu e un cont de buget, într-adevăr ăsta e un cont de investiție. Știu că a devenit deja comic cuvântul investiție pe canal, dar ăsta e un cont care, bă, trebuie să ai timp să-ți placă jocul dacă vrei să faci ceva pe el. Iarăși nu e mă lordul ăsta aici. Aș lua un compas, dar nu știu dacă are MD-uri sau dacă are în depozit. Pentru că un compas e 9 MD-uri și ne-ar scuti de foarte, foarte mult timp. Sunt curios oricum de damage-ul pe care l-are și în metine. Mama lui de copac. Ok, nici aici. Nici pe 4. Pe 5, haide mă, nu mă lăsa la greu copacule. Nici pe 5. Și ultimul CH. Nici nu știu dacă ar fi bine să se bage 9 CH-uri sau nu pe Tiger Ghost la câți playeri sunt acum, dar ideea e că foarte multă lume s-a apucat. Și a venit un val așa cu multă cerere pentru Tiger Ghost, cel puțin cu platforma Revent caparând, nu știu cât de mult o să mai fac față pentru Tiger Ghost, pentru că tot ce e pe Tiger Ghost se dă aproape instant, gen a fost un war de nivel 107, s-a dat la nici 10 minute, surau ăla de 75 ce a mai fost, warul de 90 iar s-a dat aproape instant și na, pur și simplu n-ai ce să-i faci. E o cerere foarte mare și cam aia e. Bun. Deci cam astea ar fi temele. Nu știu dacă v-am arătat și curaua sufletului. Brățările. Lacrimă, 10 vânt, 20 diavol. Obține puterea vântului pentru 4 secunde în luptă. Foarte frumoasă brățara asta. Mai avem o brățară cu 1500 PV, 15 magie, 10 foc, 10 orci. Cercei smarald plus 8, 20 diavol, 10 orci. Colierul lacrimă 500 PV, 10 critică și cam atât. Deci astea ar fi itemele, iar în alchimie avem în felul următor. Rubin opac cu medie și valoare atac. Jadul cu max PV și absorbite clar. Diamantul opac full cu valoare atacului magic. Onyxul cu corporal săgeți critică. Granatul să fie. Și safirul cu lican, dublu lican și șaman chiar. Deci cred că mai prost nu se putea, dar vă dați seama că contul este pentru PVM, iar safirul nu contează nici cât uși de puțin. Pe lângă asta avem și petul de 28 de zile. Razador, hai să ne uităm, Berserker 12, 11 antrenament, 7 mob, deci cred că e tip 6, 13,5 PV. Foarte, foarte frumos. La costume avem un felul următor, eșarfă suveran, 20%, cred că are beta plus 9, dacă nu mă înșel, da, mai mult ca sigur e beta plus 9, cu tare orci și rezistență la gheață la 6-7. Și uite, am găsit încă o dată Lordul Oceau aici, avem și evenimentul Prad activ.
Hai, mă, vino încoace. Cu ocazia asta vedem și noi ce e la pradă. Deci bătem lordul ăsta instant, foi de oțel. Iar n-a vrut să dea nimic la pradă. Și soldatul Oceau. Nici nu știu dacă... A, uite mă aici, lor puternic Oceau. Hai că am prins doi boși unul lângă altul aici. Și am luat trandafir al prin show de Paște. Iar nimic interesant, o să mai schimbăm CH-urile aici. Sperând, de fapt cred că o să pun eu pauză fraților și revenim când găsim și copacul ăla. Ok băieți, n-am găsit copacul, dar am găsit un metin de Paște de 105 și sunt curios tare ce drop o să avem. Hai măcar să luăm și noi un nou magic. Punem aici tot ce ne trebuie și cu ocazia asta vedem și damage-ul în metine, care sper să fie unul bun, deși 14k. Și pe lângă asta vine și gardian puternic Oceau, care nu, asta nu e boss, din păcate. Mamă, dacă dau ăștia, dau tare rău de tot și garda Oceau și tot dau mult ăștia, mă, și n-am fulluri. Deci n-am fulluri, din păcate. Fai de viața mea. Deci uitați-vă și voi, băieți, cât de repede se reîncarcă PV-ul, că dacă n-aveam absorbit asta de PV, era gherlă totală. Până la urmă am murit, mă, mamă, nu știu, mă, cum să bați mai din astea de 105. Că vin gărzile astea și te rup în două. Ia stai așa să mai dăm un try. Nu știu dacă în magazinul de obiecte avem ceva. Ok, avem un magazin primul personal pe 3 zile și cam atât. Deci nu prea avem șanse la metinele astea de Paște de 105. Dau mult gărzile astea, nu știu dacă le bate cineva. Probabil de asta a și rămas aici. Lordul Ceau. Ok, dar măcar putem să batem boșii. Pentru că sunt doi boși aici, unul lângă altul. Bă, și avem ceva vânt pe noi, asta e puțin. Dar bine și că tecărașul vostru direct doi boși odată. Ce să mai zic, băieți, contul are și șamancă. Deci avem și șamancă pe cont de nivel 100. Puteți să o vedeți pe platformă. Pentru că acolo o să o postez. Nu cred că mai are sens să mai intru pe ea în clipul de acum. Deci 26. Ok, am luat și un mitril. Haide mă. Ciuperci tu elixirul luniem. Deci elixir e la side. Bine de știut. Și oricum cu contul ăsta la side event-uri, după cum se poate vedea, poți să faci ceva profit. Fără doar și poate văd un cam anti 1-1. Ok, deci pare că un cam anti a ajuns la 1-1. Pe timpul eventului cele 600 era 1-1. Deci se va diferența și garda asta o ceau, mamă cât de... Bă, nu vine să cred. Efectiv cât de greu și se regenerează nebuna asta. Hai mă, nu-mi zice că mai îmi dai o dată. Bă, de aștia acum încolo când mai vine o singură gardă, băieți, cred că o să mă opresc și o să o iau așa, că nu mai are sens, deci nu are sens efectiv să bați metinul ăsta dacă nu bați gărzile. Și cred că sunt cu gheață, mă, ăștia, și de asta contul nu are gheață. Ce talisman e asta? Puterea gheții plus 5, dar nu am rezistență la gheață, din păcate. Uite aici ar fi fost bun colierul ăla cu puterea gheții 4 secunde, chiar ar fi fost super, super bun, dar ce să-i facem? Hai mă, veniți aici. Mamă, n-ai, deci n-ai cum mă, să nu te enervezi așa. Mama e de gardă. Hai că am făcut și o prezentare la metinele astea de nivelul 105. Nu știu dacă le bate cineva. Deci chiar nu pot să-mi imaginez dacă le bate cineva. Trebuie să ai teama, trebuie să ai și buff, trebuie să ai și full-uri la tine. Că fără, mi se pare că e gherlă. By the way, pe schimb avem și conturi pentru cioburi și încă un lican de nivel 61. Care mai are și el ceva iteme nu foarte wow, m-am uitat, de asta am să nu vibreze pentru că nu este vreo superbitate. Ok, hai să mai băgăm aici. Veniți mă, vină mama ta de gardă, 13k, 26. Și când dă critica asta, mă, când intră în protecție, n-ai ce să-i faci efectiv. E mult, mult prea OP. Dacă nici cu alchimia asta nu putem să facem mediul nostru de 105, nu știu dacă face ceva. În orice caz, băieți, cam asta ar fi și itemele. Eu am fost taker, pentru cei care sunteți interesați de cont,
Mă găsiți pe Instagram, Raven Capără. O seară bună, vă doresc, v-am pat. Ceau!